Salutare! Găina noastră de Bragma s-a hotărât ca să clocească. Din păcate, nu are ea ouăle ei, clocește ouă de gâscă. O să vedem ce o să iasă, dar vreau să-i amenajăm împreună cuibarul pentru zăcut. Haideți să vedem, dragi prieteni, și vizionare plăcută în continuare! Încă o dată salutare, dragi prieteni, și bine ați venit sau ați revenit! După cum ați auzit mai devreme, găinușa noastră de Bragma s-a hotărât să ne facă o surpriză plăcută și să se facă cloță, adică să zacă, dar din păcate ea nu are suficiente ouă sau nu a mai ouat în ultimul timp, așa că ce-a să gândit ea, hai să fur ouăle de la altcineva și pur și simplu să îi le clocesc. Așa că a luat ouăle de gâscă și s-a hotărât să clocească. De-abia de ieri a început, ieri a fost prima zi, dar fiind și Paștele, n-am venit atunci, chiar atunci să-i facă prima zi de Paști, așa că o să-i amenajăm astăzi împreună locul unde ea o să clocească și cum o să clocească. După cum vedeți, sunt aici în spate, la unde sunt practic găinile, o să o lăsăm tot aici, nu o să mutăm în altă parte, pentru că, după cum știți, nu avem gâștele care le dăm drumul acolo, afară, în grădină, și mai avem o pereche de cochinchina pitic, deci nu ar fi ce să o deranjeze. Mai avem și gâsca noastră, rața care este în spate și clocește, o să vedeți și pe ea zilele următoare. Dar astăzi o să ne ocupăm de pregătitul cuibarului pentru găinușa noastră și în același timp vreau să o vedeți și pe ea cât de frumos stă ea ca să clocească. Aici avem găina care clocește. După cum vedeți, este aici unde este cotețul la toate păsările. Ieri am văzut că pentru prima oară nu a ieșit afară. Aici lângă mai avem și un nou de gâscă. Vedeți, mai un nou de gâscă. Găinușa de cochinchina nu a mai făcut. Ea stă aici cu minte. O să vă arăt imediat câte ouă are și cum are. Nu m-am uitat la ea ieri, am văzut că clocește. Am ridicat un pic, am văzut că are câteva ouă, așa că am lăsat-o în pace. Și o să vedem acum câte ouă are și o să scoatem tot ce e acolo, așternutul. Și o să facem și curățenie pe aici și o să îi punem alte paie, să-i amenajăm un loc unde să fie curat și să fie ea în liniște și în siguranță ca ea să poată să zacă. Noi o să lăsăm aici pentru că are destulă liniște. Fiind acum a doua zi, practic, de când ea s-a hotărât ca să clocească, nu știm ce o să iese, cum o să iese, pentru că totuși clocește ouă de gâscă, dar trebuie să-i amenajăm un cuib cu mai multe paie ca să poată să țină mult mai bine cald la ouă și în același timp să-l facem curat și să ne mai uităm la ea, să vedem dacă ea stă pe ouă sau nu și dacă totuși ea s-a hotărât să zacă, atunci o să trebuiască să mai venim noi o dată de două ori pe zi să-i dăm apă și mâncare dacă ea în caz că nu vrea să iese afară, oricum primele zile nu vrea să iese și după 10 zile o să controlăm și ouăle, să vedem care sunt bune, care nu sunt bune, pentru că după cum știți și gâștele noastre sunt tinere, abia au început ouatul și nu știm ce o să fie, dar acum o să vedem. Ia uitați-o ce cuminte. Frumusețe mică. S-a hotărât ea să ne facă o surpriză, ce-o zis? Și ea și rața, dacă totuși voi nu vreți să puneți la incubat, las că facem voi și tot aveți pui. Dar acum o să ne pregătim să o ridicăm de pe ouă, să vedem câte o are, cum are și să-i curățăm și să-i punem mult mai multe paie și să-i amenajăm un pic. Sper să nu o să nu muști. Da, vedeți, acolo are 5 ouă de gâscă, 6 ouă de gâscă și 2 de găină. Vedem ce o să iese. Curățăm aici și ne grăbim. Thank you.
trebuie să punem mai mult așternut, fie că avem paie, fie că avem fân, ca să îi țină cald la ouă. Mai ales că are și ouă destul de mari. Facem frumos rotund. Și acum îi așezăm ouăle la loc și într-adevăr ne grăbim să nu se răcească. Și două de găină. Astea sunt două ouă de la ea. Chiar suntem curios să vedem ce o să iasă. Și le mai așează ea cum vrea. Cloța am pus-o aici, stă frumos cu minte. Vreau să întorc un pic să o vedem și pe ea. Vedeți cum am pus-o aici, așa stă. Și acum să o punem și pe ea. Ia uitați frumusețea noastră. Așează-te frumos acolo pe ouă. Na, așează-te. Are 6 ouă de gâscă. Ouă ăsta care este aici, nu o să îl mai punem, care are destul de multe. Vedeți, avem, asta e gâscă aia mai mică, care face așa ouă mici. Și are și 2 ouă de găină de la ea, cum o oat. Nu știm ce o să iese, dacă totuși au oat, pentru că noi avem cocoșul la mide cu chinchina și nu știm ce o să fie. Am pus mai multe paie ca să-i ține de cald. O să facem și aici astăzi curat, acum repede, și o să vedem după aia. Dacă în cască face sau scoate puișor, nu scoate, vedem ce o fi, cum o fi. Vedeți ce frumos stă pe ouă. Să încerc să dau un pic de cereale, dar mai mult ca sigur că nu vrea, poate mă și ciupește. Nu? Deci ieri am pus, dar văd că nu am mâncat. Am făcut și curățenia. N-am mai pus așa multe paie pe jos pentru că este totuși destul de cald. Găina stă încă pe ouă, mă scuzați. Și o să o lăsăm în pace. Azi să fac acum repede și curățenie la ele, dacă tot am pregătit la ea cuibarul. Pentru că ați văzut, avea puțină paie, era și murdărie și așa, ca să fie curat și să fie mai multe paie, pentru că el are nevoie de căldură. La noi e o vreme urât afară, începe să tune, să fulgere aici, cum am făcut curat, stativul cu ce filmăm noi. Vedeți ce nori vin, deși astăzi au spus că nu este ploaie, nu vine ploaia, dar totuși, după cum pare, sunt nori de furtună și o să mergem să terminăm la toate animalele și să le pregătim, pentru că, din păcate, vine iarăși ploaia și nu prea mai avem ce să facem. Dacă asta este vremea, nici n-am putut să tiem iarba, pentru că, după cum știți, la noi într-una ploaie, au înflorit și lalelele. Am pregătit și cuibarul la găină ca să poată să zacă în liniște, mai multe paie, curățenie în coteț, tot ce trebuie, mai trebuie să punem mâncare aici, apă le-am pus și o să vedem că am scos și noi afară rațele, gâștele, sunt în partea alantă rațele, am scos și gâștele și tot afară, dar să vedem dacă o să ne lase vremea să le lăsăm așa mult, dacă nu trebuie să fim pregătiți ca să le băgăm înăuntru în caz de ceva, pentru că la noi anunță sau este vreme urâtă, să zicem așa. Dacă v-a plăcut acest videoclip sau poate v-a ajutat, nu uitați să lăsați un like, un comentariu, bineînțeles și o distribuire dacă voi vreți și vă face plăcere. Dacă în caz că voi ați mai avut găină care o zăcut ouă de gâscă, să-mi lăsați acolo un comentariu și să-mi spuneți părerea voastră. Nu sunt șanse atât de bune ca și cum dacă ar cloci o gâscă, dar totuși sunt șanse să le scoată. Și dacă ea s-a hotărât să zacă, o lăsăm să zacă, are 6 ouă de gâscă și 2 de găină, o să vedem ce o să iese. A 10-a zi o să vedem împreună, o să venim împreună să le verificăm, să vedem dacă sunt embrionii formați, dacă este totul ok.
Dacă le mai lăsăm atunci pe cuibar, o mai lăsăm să zacă, dacă în caz că nu sunt bune ouăle, o să le scoatem afară, pentru că, după cum știți, ouăle de gâscă, noi nu de mult am adus gânsacul și gâștele și gânsacul sunt tinere de anul trecut, așa că nu știm sigur cât de bine o cocoșit și plus de aia și cu roțoiul o cam fugări gâștele și așa, și nu știm cât de bine a fost sau n-a fost. Găina, după cum știți, n-avem cocoș la ea, aveam doar cocoșelul de cochinchina, așa că nu știm dacă ăla totuși a făcut ceva bine sau nu. Așa că o să verificăm și o să vedem dacă o să fie bune ouăle sau nu. Dar până atunci o să o lăsăm în liniște și o să mai venim o dată de două ori pe zi să-i dăm apă și mâncare, dacă în caz că ea nu vrea să iese afară. Dar în principiu, primele zile, primele 2, 3, 4 zile, găinile nu prea iasă afară din cuibar. Dacă sunt mame bune, o duc în cazul extrem. Și așa că noi trebuie să venim să le ajutăm și să le mai dăm ceva mâncare și apă, dacă în caz că ele nu iasă afară, pentru că poate să slăbească extrem de tare și după aia să fie alte probleme și totuși noi nu vrem să pierdem găina. Așa că o să mai verificăm pe parcurs ca să vedem cum mai stau lucrurile. Până data viitoare, dragi prieteni, aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Noi o să ne vedem și data viitoare. Eu vă salut cu respect, v-am pupat ca de fiecare dată, numai bine, ciao, ciao!